shaking underneath, trying to take me alive. Hello, oameni buni, bine ați venit să revenim la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela și hai să vă dau un piculeț mai jos. Ete așa, suntem mai bine. Eu sunt Mihaela, iar în clipul de astăzi vin la voi cu, ce credeți, parfumul care miroase a prăjituri. Da, pentru că am câteva parfumuri care miroase a prăjituri în colecția mea, m-am gândit să vin cu ele către voi. Pentru că știu sigur că printre voi am aici și iubitoare de gurmande. Și nu am inclus aici parfumul Pink, gen Aqualina Pink Sugar pe care îl port și eu astăzi. Nu am inclus parfumuri cu iz de bomboane, pentru că aș fi avut o grămadă să vă arăt. Am inclus strict parfumurile care miros a prăjiturică. Nu a bomboane, nu a caramel, nu a dulce de lece, a prăjitură. A prăjitură cu blat, a prăjitură cu orice altceva. Așa că astăzi vin la voi cu 2, 4, 6, 7 parfumuri din colecția mea care miros a prăjitură. Unele sunt mai scumpe, unele mai ieftine, dar discutăm imediat despre fiecare dintre ele. O să las 2 parfumuri care îmi plac foarte mult la urmă. Încerc să-mi fac așa, cam să reglez aici o treabă, domnule. Și să vorbim despre parfumurile care miros a prăjitură, de la cel care miroase cel mai puțin a o prăjitură în adevăratul sens al cuvântului, către cel care miroase cel mai mult a prăjitură. Nu o să vă citesc astăzi notele parfumurilor, pentru că am printre acestea un parfum care din note nu ar avea nicio treabă cu mirosul de prăjitură, dar el miroase a cozonac. Dacă mă urmăriți de mai mult timp, știți despre ce parfum este vorba, arăt un pic cam deșucheat, așa, dar asta e, mergem în continuare mai departe. Înainte de toate vreau să vă arăt unghiuțele pe care mi le-a făcut draga mea Dănuța și care i-ai mulțumesc foarte mult, te pup în cazul în care te uiți la acest clip și hai să intrăm în clip. Astăzi am adus lângă mine parfumuri care pe mine mă duc cu gândul la prăjituri sau care miros a prăjituri și vă spuneam că am aici unul care din note nu are nici cea mai mică treabă cu prăjitură. Dacă îi citești notele, te gândești că e un miros floral, ușor fructat, ușor picant, dar nu te gândești deloc la mirosul pe care el ar vrea să îl redea și mirosul pe care îl redă. Asta pentru că el este un parfum artizanal și pentru că acele note folosite, cred eu că, sau notele listate, cred eu că nu sunt notele reale ale acestui parfum, pentru că mirosul este unul delicios. Haideți să începem așadar cu parfumul care miroase cel mai puțin a prăjitură, dar care pe mine mă duce totuși cu gândul la o prăjitură. Și avem aici faimosul Elisab Girl of Now. Așa arată acest parfum, am consumat ceva din el pentru că l-am folosit ca nebuna, dar o să îl pun deoparte pentru că îmi place să-l folosesc mai mult vara pe Elisab Girl of Now. Elisab Girl of Now este un parfum preponderent format din note de migdală. Are fistic prăjit în deschidere, iar apoi are note de migdală dulce și migdală amară. Este și cremos, el îți dă și un vibe de caramel, deși nu are caramelul listat, dar pe mine mă duce cu gândul la o prăjitură de migdale. Nu știu dacă ați mâncat vreodată biscuiți de migdale, biscuiți formați din, făcuți din migdale, migdală pisată sau, mă rog, făină de migdală sau orice alt fel de lucru. Eu acum ceva timp am mâncat cu lapte astfel de biscuiți și au fost absolut geniali. La același lucru mă duce cu gândul și pe mine Elisab Girl of Now. El este ușor lactonic, este dulce, amărui, miroase amigdale preponderent, deci rupe cu migdala. Are și nota aia de fistic prăjit în deschidere care te duce cu gândul evident la ceva mâncabil. Și tot ce pot să văd atunci când miros acest parfum sunt niște biscuiți făcuți cu migdale și cu praf de fistic deasupra. Asta este ce reușesc eu să văd atunci când miros acest parfum.
Acum, de ce am zis că pentru mine este o opțiune mai bună pentru vară, este pentru că în perioada asta acest parfum pe mine nu performează foarte bine, dar îl mai folosesc, adică nu ne plângem, mai avem jumătate din 50 de mililitri, cred că are, nu ne scrie, da, 50 de mililitri. Deci mai am cam 25 de mililitri de Elizabeth Girl of Now. Este un parfum mâncabil, dacă vă plac prăjiturile pe bază de migdală, dacă vă place mirosul de migdală, dacă vă place mirosul de fistic, vă recomand Elizabeth Girl of Now. Pentru unii este atât de puternic încât îl pot purta doar iarna, eu îl pot purta all season, un parfum foarte bun care mie îmi place foarte mult și care pe mine mă duce cu gândul la biscuiți cu migdală. Eu nu simt atât de mult în el izolat de caramel, în schimb mă duce cu gândul la biscuiți cu migdăluță, ceea ce înseamnă că face parte și el din gama de parfumuri prăjiturați. Foarte bun parfumul, vi-l recomand. Dacă aveți norocul să persiste pe voi mai mult decât persistă pe mine, e delicios. Următorul parfum vi l-am arătat într-un clip recent în care îi făceam comparație cu Lyra și vorbim despre Tendre Madeleine de la Les Senteurs Gourmands. Uite, așa arată parfumul. Între timp am mai făcut din el un decant de 5 ml, iar restul i-am vărsat eu pe mine. Deci cam atât am purtat din acest parfum, ținând cont că am făcut din el două decanturi de 5 ml și parfumul are 100 de mililitri. Aici avem o prăjitură cu blat pufos, un pandișpan, un blat de tort, o brioșă, ceva de genul acesta. Mie îmi dă și mă duce cu gândul și la o esență de rom. Vă spunem că mă duce cu gândul și puțin la stafide, el nu le are listate, dar mintea mea acolo se duce. Tendre Madeleine este o prăjitură cu blat pufos, cu coajă de lămâie, de fapt cu coajă de portocală rasă. Îmi place foarte mult acest parfum, pe mine ține din fericire și mă pot bucura de el. Eu îl tot reaplic odată la 5 ore, 4-5 ore ca nebuna, pentru că îmi place să-l resimt tot timpul proaspăt, chiar dacă el rămâne relativ liniar. Îmi place foarte mult deschiderea, este foarte zaharicios, are zahăr în compoziție, are vanilie, condimente, se simte un pic condimentat, nu pot să descifrez exact ce condimente are, dar sigur are și o scorțișoară pe aici pe undeva și cu siguranță și alte condimente, ei listează doar note condimentate. Mie mi se pare că mă duce cu gândul, am spus, la o prăjitură cu blat pufos, la madlene, la brioșe, la pandișpan și toate lucrurile astea care au blat pufos. Un parfum foarte bun. Pe mine persistă și vreau să fac o mențiune. Acest parfum nu este primit de la manogi.ro, este un parfum pe care l-am cumpărat odată eu pentru mine, l-am folosit de două ori, după care soacrei mele i-a plăcut cum miroase pe mine și i-am dat ei sticla mea, apoi am așteptat să revină în stoc și mi-am comandat eu o altă sticlă. Deci este un parfum pe care eu personal l-am cumpărat de două ori și soacra mea se bucură de sticla ei foarte mult și îl iubim pentru că este o prăjitură în adevăratul sens al cuvântului și miroase foarte, foarte bine atât pe mine cât și pe ea. Tendre Madeleine mă duce cu gândul la acele brioșe în pungă albastră care fix așa se numeau madlene și le mâncam când eram mici. Un parfum prăjituros în adevăratul sens al cuvântului. Dacă vă doriți un parfum care să miroase a prăjitură și accesibil ca și preț, vă recomand Tendre Madeleine. Pentru că se vede, am consumat ceva din el, nu e ca și cum nu l-aș fi purtat deloc, pentru că parfumul chiar îmi place, este unul dintre preferatele mele la capitolul prăjituri. Un alt parfum care este preferatul meu la capitolul prăjituri este Lolita Land de la Lolita Lempicka. Uite, așa arată, este absolut divin acest parfum. Aici nu mai aveam neapărat o prăjitură cu blat pufos. Doamne, cât de bine miroase! Doamne, cât de bine miroase! Și vedeți că am consumat și din el ceva. Asta pentru că îmi place foarte mult. Ce simt eu în acest parfum? Simt o cocă de prăjitură înainte să fie băgată în cuptor, peste care ați ras o coajă de lămâie și ați pus și un pic de esență de rom. Ăsta nu miroase a prăjitură gata coaptă, ci miroase mai mult a
cocă a ceva dospind. El are și ceva piersică în compoziție și dacă nu vă place piersica, s-ar putea să vi se pară grețos. Mie nu mi se pare pentru că are și citrice, are și vanilie, are vanilie și are și o notă de cocktail Bellini care îi dă izulă la ușor de esență de rom și care pe mine mă face să mă duc cu gândul la un cozonac înainte să fie băgat în cuptor, la o cocă de cozonac proaspătă cu esență de rom, cu coajă de lămâie rasă. Foarte frumos, este extrem, extrem de frumos și n-aș putea să vă descriu altfel mirosul acestui parfum decât că miroase a o cocă de cozonac după ce ai așezat-o tu frumos așa în formă înainte să o bagi la cuptor. Este un parfum făcut de Francis Gurgean, în cazul în care erați curioși. Este un parfum care mie îmi place foarte mult și regret extrem de mult că nu mi-am cumpărat la el varianta mare pentru că îmi place enorm de mult cum miroase. Pe mine, ca și persistență, ține destul de mult, ține aproape 8 ore, dar eu după 5 ore simt nevoia să le reaplic pentru că îmi place să simt din nou deschiderea aia. Se simte și izul de piersică. Eu cocktailul ăla Bellini îl simt mai mult ca o esență de rom și simt ceva ce mă duce cu gândul la o cocă de prăjituri. O cocă de cozonac înainte să fie băgat în cuptor. Asta e tot ce pot să vă descriu legat de acest parfum. Îmi place foarte mult, poate fi purtat toamnă, iarnă, primăvară, din punctul meu de vedere, pentru că nu este extrem de dulce, nu este agasant de dulce, cel puțin pentru mine. Hei, portocaliu no pink sugar astăzi, dar este un parfum foarte bun, foarte bine făcut, este altfel, miroase altfel și este un gurmand. Te duce cu gândul la prăjituri. Și uneori mă mai duce cu gândul și la măcinici, în cazul în care ați prins același perioadă ca și mine și mamele voastre făceau, dar la măcinici ăia supă, nu ăia pufoși, înțelegeți voi. Îmi place foarte mult parfumul, este un parfum pe care îl iubesc, pe care îl port, este la fel din gama de prăjituroase. Următorul parfum din gama de prăjituroase este această apă de toaletă de la Dior Poison Girl Eau de Toilette. Eu îl port în combinație cu apa de parfum pentru că nu are o persistență foarte bună apa de toaletă, plus că eu îl am într-o variantă roll-on. Ce simt aici? O prăjitură cu lămâie. Mă lovește din start lămâia. Deci când îl miros aici, simt lămâie, simt vanilie și asta e tot ce mi-acaparează nasul. O coajă de lămâie dată părăzătoare și vanilie. De el și port în combinație cu apa de parfum, pentru că apa de parfum e ușor mai strong, e tot în zona de prăjitură, dar ușor mai strong, iar deschiderea acestui parfum, faptul că apa de toaletă miroase mai mult citric, combinat făcând layering între apa de toaletă și apa de parfum, îmi creez mirosul perfect de prăjitură pe care eu îl vreau. Poison Girl, apă de toaletă. Nu vă spun notele, vă spun doar atât. Se simte puternic o coajă de portocale, de portocal, nu știu ce portocalele azi, o coajă de lămâie rasă și vanilie. Mă duce cu gândul la o prăjitură cu lămâie și vanilie. Dacă aveți și norocul să găsiți o variantă veche care să persiste pe voi, e bombă, bombă, dar eu îl folosesc în combinație cu apa de parfum. Am 20 de mililitri de rolon aici. Încă mă gândesc dacă ăsta să rămână în colecția mea sau nu. O să îl mai folosesc și o să văd. E un miros super plăcut și de la el am plecat către apa de parfum. Am vrut să-mi cumpăr apa de toaletă în variantă de 30 de mililitri sau 50 pentru a face layering între ulei și apa de toaletă, dar am primit apa de parfum pentru că și mi-am dorit apa de parfum pentru că am mirosit apa de parfum într-o parfumerie, într-un Rogla sau într-un Sephora. Și diferențele dintre apa de toaletă și apa de parfum este strict la deschidere. Deschiderea apei de toaletă este una extrem de citrică și la rolonul ăsta
se simt citrice, simți bergamot, lămâie și alte lucruri de genul ăsta, dar se simte foarte bine și vanilia. Deci în Poison Girl EDT avem, ce credeți, o prăjitură cu lămâie și vanilie. Îmi place foarte mult și în combinație cu apa de parfum, pe care vă arăt imediat, face o casă extrem de bună, potențează mirosul și ambele combinate fac un miros mai amplu și mai frumos. Poison Girl de parfum avem aici, uitați-l aici, nu îl am de mult, dar am consumat și din el ceva. Poison Girl de parfum cred că este preferatul meu de la Dior. Eu am de la Dior Poison Girl de parfum, de toaletul, mai am Miss Dior Absolutely Blooming, care și ăla este demențial, un parfum care, by the way, poate fi purtat și toamna și iarna, și mai am Jadorul, care pentru mine este pentru vară. Dar din gama de dulcegării și prăjiturele, Poison Girl de parfum mi se pare varianta foarte bună dacă iubiți parfumurile gurmande. Aici avem aceeași bază de vanilie prăjituroasă cu un pic de citrice în deschidere, dar nu este aceeași deschidere pe care o are apa de toaletă. Este puțin mai condimentat decât apa de toaletă și are un iz ușor mai floral. Dar efectul per total este tot de prăjitură, de ceva prăjituros. Nu pot să pun mâna exact pe ce prăjitură, de ce prăjitură este vorba, dar numele Poison Girl îl spune foarte bine, pentru că atunci când te dai cu el, ești o adevărată otravă pentru cei din jur, în adevăratul sens al cuvântului și în sensul bun al cuvântului. Este la fel un parfum cu vanilie, cu citrice, are și ceva condimente pe acolo, se simte un pic mai spicy decât apa de toaletă, dar ele combinate cum le port eu, prima dată aplic apa de toaletă în zonele de puls, apoi peste apa de toaletă, pe zonele de puls, un puf, un puf, un puf și un puf aplic apa de parfum, după care mai dau un puf pe tricou din apa de parfum. Ambele pentru mine creează mirosul perfect de prăjiturică. Aici avem o lămâie pe care eu o simt, aici avem o prăjitură ușor mai condimentată, un pic florală, dar avem și vanilie clar și se simte. Îmi plac foarte mult amândouă, îmi place un pic mai mult apa de parfum pentru că este mai strong, este mai condimentată, e mai caldă. În schimb, apa de toaletă poate fi purtată și vara fără niciun fel de problemă. Dar avem două prăjiturele, eu le folosesc împreună, asta e mai citrică, asta e mai condimentată, mai dark, mai condimentată și mai dark. Cam astea ar fi diferențele dintre apa de parfum și apa de toaletă pe care eu le simt. Îmi plac foarte mult ambele, sunt două parfumuri foarte reușite, dacă și apa de toaletă ar fi ținut cât ține măcar apa de parfum, ar fi fost genial. Aici nu pot să pun mâna exact pe ce prăjitură, să vă spun exact despre ce prăjitură este vorba, dar simt clar citrice, vanilie, ceva flori, ceva condimente aici, iar ăsta clar este o prăjitură de vanilie cu citrice, pentru că se simt foarte bine citricele. Combinate, mie îmi plac foarte mult. Îmi plac și separat, îmi plac și combinate și dau bine pe pielea mea. Dar aici nu pot să vă zic exact ce prăjitură avem, pentru că, ce credeți, domnule, e un iz prăjituros, ca și cum mai trece pe lângă o patiserie care face cornulețe și chestii și trece așa pe lângă acea patiserie și bum, te lovește mirosul ăla de toate bunătățile care sunt făcute acolo. Asta este pentru mine Poison Girl în ambele variante. Următorul parfum pe care l-am avut la fel într-un clip recent este Lyra de la Casa Murati / Serjov. Aici, din punctul meu de vedere, avem o tartă cu lămâie. Se simt bine notele citrice, simți bine vanilia, dar nu are atât de mult zahăr cât are Tendre Madeleine. Pentru mine, Lyra este o
tartă de lămâie. Un parfum prăjituros, un parfum foarte bun, cu o persistență mare pe mine, nu am ce să reproșez, îmi place foarte, foarte mult și este un parfum pe care cu siguranță îl voi purta până voi leșina. Pentru că, într-adevăr, mirosul, ajung să te saturi la un moment dat de miros dacă folosești ceva foarte mult, dar nu cred că mă voi sătura vreodată de Lyra. Lyra, din punctul meu de vedere, este un parfum bazat în principal pe note citrice și pe vanilie și are un nis ușor cremos, care mă duce cu gândul mai mult la cremă de vanilie și la o prăjitură cu blat tare, cum vă spuneam și în review-ul pe care i l-am făcut acestui parfum. Din acest motiv, pentru mine, Lyra este o tartă cu lămâie, nu este neapărat o prăjitură coaptă, pufoasă, ci mai mult o tartă de lămâie. Un parfum foarte bun, nu cred că mai are nevoie de nicio descriere, toată lumea spune că e tarta cu lămâie perfectă. Este tarta cu lămâie perfectă, este într-adevăr scump, dar își merită banii din punctul meu de vedere pentru că a fost singurul parfum care a adus pe piață altceva pe lângă Baccarat Rouge. Dar da, Casa Morati Lyra, un parfum foarte bun, este o apă de parfum, persistă bine, dacă vă place mirosul de tartă, de lămâie, ușor vanilată, vă recomand să încercați acest parfum. Este scump. Nu-l luați blind, testați-l pe pielea voastră, vedeți dacă ține, dacă ține, luați-l, dacă nu, nu vă recomand. Eu l-am testat, mi-a plăcut, l-am primit, mă bucur de el și mulțumesc încă o dată persoanei care mi l-a dăruit. Lyra de la Casa Morati, un alt prăjituros foarte bun în orice anotimp, pentru că eu zic că ăsta ar merge și vară. În schimb, un parfum care, din punctul meu de vedere, merge doar iarna, este acel parfum despre care vă spuneam că din notele lui, și nu mi-am luat telefonul lângă mine la ăsta să vă citesc notele, este un parfum la care vă spuneam că din notele lui nu ți-ai putea da seama de ce miros redă. Și aici vorbim despre Ia de la Essence de Romanie. Acest Ia de la Essence de Romanie în note are niște note complet ciudate și care nu te duc deloc cu gândul la mirosul parfumului. Pentru mine Ia miroase a cozonac și atât. A cozonac dulce pufos cu crusta aia deasupra de zahăr, asta este ce simt în Ia. Ia este un parfum artizanal de la Essence de Romanie, au vrut să recreeze relativ mirosul cozonacului în acest parfum, asta au și declarat ei. Dacă vă uitați la notele de pe Fragrantica, nu are nimic în comun, nu ar avea niciun ingredient care să te ducă, mă rog, nicio notă listată care să te ducă cu gândul la mirosul de cozonac. Dar pentru mine, acest Ia de la Essence de Romanie este într-adevăr un cozonac umblător. Dacă te dai cu ăsta, miroși a cozonac și atât. Este demențial. Este un miros de cozonac, dar redat, cum a zis prietena mea Alexandra, într-un perfuming mode, adică într-un mod parfumăcios. Nu este mirosul ăla de cozonac ca și cum ai face cozonacul tu și simți mirosul ăla care vine din cuptor. Pur și simplu este o redare artistică a mirosului de cozonac, deoarece el este un parfum artizanal. Parfumurile, ei s-au bazat foarte mult în această gamă unde mai găsiți, unde găsiți Ia, Român, Nor, Roa și multe alte parfumuri pe a reda amintiri, pe a reda mirosuri prin care ei se aduc aminte de România. Eu am mirosit acest parfum în Douglas, mai era o singură bucată, am primit bani de la o persoană dragă să-mi iau ce parfum doresc eu și m-am dus la zona de nișă, dar m-am dus la zona de parfumuri bărbătești întâi. Am văzut acest parfum, l-am pulverizat aici pe cot, apoi m-am tot plimbat prin parfumerie și îmi tot radia mirosul ăla de cozonac mâncabil. Simțeam și zahăr, simțeam și cozonac și esență de rom, dar într-un mod foarte, foarte artistic, într-un mod foarte perfumy, foarte parfumăcios, nu într-un mod, este gurmand, dar nu este, nu știu,
Lolita Lempicka, care miroase a cocă de cozonac. Nu este Tandră Madeleine, care miroase clar a prăjitură și te duce cu gândul acolo. Este recreat mirosul de cozonac într-un mod artistic, atât de frumos și îmi place atât de mult parfumul ăsta și abia aștept să-l port. O să-l scot la purtare zilele astea. E efectiv miros de copilărie într-o sticlă. Atunci când îl miros, mă duc înapoi în copilărie, la cozonaci pe care îi mai făcea ori mama, ori bunica, și îmi place foarte mult acest miros. Dar țineți cont că este un miros de cozonac redat într-un mod extrem de artistic. Notele de pe Fragrantica nu redau, nu te pot duce cu gândul la mirosul parfumului, nici nu știu ce listează, niște lavandă, niște nebuneli pe acolo, care nu au nicio treabă cu mirosul parfumului. Cel mai bine cu parfumul IA este să mergeți în magazin și să-l mirosiți, pentru că notele nu redau deloc, din note nu vă puteți da seama de mirosul parfumului decât după ce îl testați. Este un cozonac, o seară de Crăciun efectiv redată într-o sticlă, multe amintiri din copilărie și mi se pare parfumul emblemă pentru aceste parfumuri prăjituroase, dar care din note nu te duce cu gândul la parfumuri prăjituroase. Îmi place foarte mult, este cel mai prăjituros din cele pe care le am, dar prăjituros într-un mod extrem de artistic și într-un mod extrem de frumos și bine făcut. Ia Essence de Romanie. Așa arată sticla, îmi place foarte mult, uitați și culoarea parfumului, abia aștept să îl port și pe el. Și cam astea au fost parfumurile cu care eu am venit la voi, parfumuri care miros a prăjituri, pentru că în această perioadă, sau mă rog, de când a început toamna și a început să se răcească afară, iubitoarele de parfumuri gurmande cu siguranță caută parfumuri care să miroasă și a prăjituri. Mai avem și pe bomboniciuni, mai avem și pe alte categorii, dar astăzi am vrut să mă axez doar pe cele care miros strict a prăjitură, fără a face sau un talmeș balmeș în tot acest clip. Eu vă mulțumesc de vizualizare, dacă v-a plăcut acest clip nu uitați să-i dați un like, dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal nu uitați să o faceți, abia aștept să vă citesc în rubrica de comentarii, dacă ați încercat parfumurile, dacă le știți, dacă vi le doriți, dacă ați avut decanturi, ce părere aveți despre ele, vouă cum vi se par, simte nasul meu prost, nu simte nasul meu prost, pentru că uneori ne lăsăm influențat și de amintirile pe care le avem atunci când simțim un miros al unui parfum și e posibil să o mai luăm și pe arătură câteodată. Ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că am pe aici pe la mine și iubitoare de gurmande, așa cum sunt eu și iubitoare de prăjituroase. Noi ne revedem cu mult, mult drag la următorul clip, zile frumoase și parfumate să aveți. V-am pupat, bye bye!